Bună dimineața, după cum v-am strins în această dimineață, vom vorbi despre proaste și bune maniere, evident. Cucu, ai un fel atât de sexy de a sparge semințe încât... Îți vine să... Mărgelatul! Să spargi tu. Haide, cahone, la ora asta un balon în ureche, e tot ce lipsește. Gata, trebuie să-mi scot guma din gură, să o lipesc de bar, pentru că așa se face. O scot și eu pentru un plus de dicție. Hai să le unim astăzi și după aia le împărtăm să le iau eu. Astăzi întocmim îndreptarul răsărit de pe fix al bunelor maniere. Și în special vorbim ce trebuie să facem, ce trebuie să nu facem. De exemplu, chestia asta, când îl vezi cu o fată... Ce faci? Nu se face! Și bineînțeles sunt o... Mă împic, nu mă împic, că se scoate și din gură. Știi, dacă mi-a, un ți-am pic? Spus cât de mult te iubesc. Nu știu dacă ai fost atent, dar... Îți iau semințe. Tocmai a murit cineva din regie. Da. Măi, astea ca astea, dar... A salutat! Știți că bunele maniere se împart pe categorii... Gata, la cucui luăm semințele, nu se poate. Eu sunt manierat că mi-am luat din astea fără coș. Ești foarte manierat. Da? Dacă mănânci semințe fără coș, ești mai bun decât ceilalți care sparg semințe și par creierii. Ești nu mai bun. Scuip coajele pe jos. Gumă. Ești bun ca bunul Dumnezeu. Mai stau ce mă disperă pe mine când mai sunt pe unul altul și vorbește cu mine cu mâncarea în gură. Mi se pare că îl rețin așa de la ceva, știi? Mi se pare că vrei să te sun mai târziu? Nu, 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 da. Nu, e ok, zi. Maniere în autobuz, dragilor, le vom lua așa treptat ca să, ca la finalul emisiunii să fiți și voi niște manierați. Eu aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Bine, noi ci că interpretăm acum, dar ne vine ca o mănușă. Fiți atenți, în autobuz, dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va cumpăra biletul. Deci să stabilim, domnii cumpără bilete, nu doamnele cumpără bilete, și îi va oferi locul de lângă geam. De ce? Dacă există decât un singur loc liber, el va fi oferit doamnei, iar domnul va rămâne lângă ea în picioare. În corect. Niciun caz nu o va părăsi, repezindu-se la un loc liber când se ivește ocazia. Aia bine, aia. Deci de când mă știu, umblu mult cu autobuzul. În viața mea nu s-a ridicat un băiat tânăr să-mi ofere locul. Nu cred. Niciodată, niciodată un băiat. De exemplu, dacă e un tip de vârsta voastră, da? Să zică, hai și stai numai pentru simplu fapt că-s domnișoară, niciodată nu mi s-a întâmplat. Eu am făcut asta de multe ori. Am făcut cu domnișoare, cu bătrâni, cu copii, cu militari în termen. Botezant. De felul. Botezantul, nu înțelegi o chestie. De obicei, cedezi locul domnișoarelor care... Când te uiți la ele, ori zâmbesc, ori știi, n-au o moacă din aia de te-ar tranșa, cum faci tu. Deci tu vin în autobuz, numai așa. În autobuz nu avem voie să fixăm cu o privire dezaprobatoare sau prea admirativă. Bocterul. Nici să bruscăm, nici să călcăm în picioare încât să mi se rupă la un moment dat degetul mic de la piciorul drept. Cum da, s-a întâmplat. Pe care botezanul îl folosește foarte des. Nici să incomodăm cu pachetele noastre. Și doamnelor, trebuie să avem grijă ca geanta pe care o purtăm pe umăr să nu-i deranjeze pe cei care stau jos. Dacă vreți să nu vă dispară ceva. Da, dacă nu da. Băi, sau mai este chestia asta în autobuz când vină oamenii mai în vârstă și zic așa, nu contează că ești obosit sau că ai bagaje sau ai o față din aia de nu mai poți că te-ai trezit la 5 dimineața. Nu te dai. Așteaptă să-ți ofer eu locul. Nu te dai. Nu, vezi că, da. Nu te dai. Știi, vezi că nu. S-aici. Sau mai sunt doamne din alea, băi, deci cum te-o crezi cu mămică ta? Și îți vine să nebunești. La un moment dat... La țuță, ca pe tine. La un moment dat, o doamnă din asta mai agitată aștepta să mă ridic. Și nu, pentru că se uita atât de urât încât nu vreau să mă ridic. Că n-am avut eu chef în momentul ăla să mă ridic de pe scaun și am vrut să stau jos. Ai văzut? Și la un moment dat se uită și zice, nu mă lăsați. Și am zis că nu, că-s gravidă. Mă uita să zică că e gravidă cu niște hamster, că nu se prea vedea. De asemenea, da. Zi. Cine îl compostează? Bărbatul, nu?
Și bărbatul dacă cumpără și cumpără biletul. Pe aia zic, cumpără biletul și trebuie să și compostezi el. Da. Babi. Că femeia are unghii. La postează unghiile. De exemplu, nu e voie să faci poze în autobuz, că am mai pătit. Era unul în fața mea și-a luat telefonul, avea smartphone sau ce avea, whatever, și pac, face poză, așa am rămas. Pentru ce ai face poze în autobuz? De ce? A luat telefonul, mi-a făcut poză și călătoria a decurs mai departe în condiții normale. Da! Că fi recunoscut de-aia. Nu, nici vorba. Să fi recunoscut pe el. Când era mai tânăr. Da? Da. O știe de la radio, da, da, că la radio e machiată și frumoasă. Da. Exact. Zice, vă știu, aveți față de radio. Da, you have the perfect face for radio. Aveți față de radio. De exemplu, nu e voie să-ți lași guma lipită în autobuz. Nu e voie. De ce? Cum pentru adică că vin eu... autobuz? Păi tu nu mai umbli cu autobuzul. Normal, să vezi când mergi și te pui în 5 kg de gumă amestecată și când vrei să te ridici de pe scaun, nu mai poți. Să vezi ce fain e. Dar nu e nici măcar sub scaun? Nu, deci asta cu sub scaunul e demodată. De-aia am pus și eu gumă aici pe bar. Pentru că trebuie să fie cât mai la vedere, să vadă toată lumea ce bine crescut ești. Am înțeles. Pe televizor. Ne-am întors în platoul răsăriților de pe fix. De ce? Pentru că dragul și scumpul meu coleg Adrian Cucu are niște invitați speciali. Da, numai un pic să se schimbe pe mine. Mersi. E interesant că înainte de a începe fiecare rubrică, Ioana Botezan este cea care spune de 6 ori atenție, atenție, atenție. Și acum atât de mult mi-a zis atenție încât când am apărut tot a fost pe cadru. Foarte frumos. Avem invitați niște băieți. Dacă stau să mă uit bine, am un deja vu. Nu știu de ce. Ori au mai fost la noi, ori stau de atunci. O să vedem acum. Din nou pe rând numele. O luăm ca data trecută. Eu încep. Da. Bună dimineața. Eu sunt super cercul în această dimineață. Da. Așa? Tu? Triunghiul cu idei. Triunghiul cu idei și... Eu sunt pătratul știe tot. Pătratul. Deci aici, după cum vedeți, începem o rubrică de geometrie în care vom afla dacă arta își are locul în anumite figurine sau nu. Sau dacă își are loc geometria în artă. În artă, clar. Am văzut înainte ceva. Da, da. Da, își are domnii locul. Sunt actori, ca să revenim. Avem, vorbim despre o piesă de la Teatrul Puc, da? Exact, exact. Noi suntem actori păpușari la Teatrul de Păpuși Puc, din Cluj-Napoca. Frumos. Toți trei. Suntem aripa tânără a teatrului. Printre altele, că data trecută ați venit și cu proiectul de pe da, Ferdinand 37, nu? Da, a fost un proiect personal. Dar e personal. Da, acum am venit în numele teatrului. În numele teatrului, numele teatrului, teatrului Puc. Pentru bun. Teatru și pentru artă bun, suntem aici. Pentru sfori, da. Sfori de toate. Am venit să vă invităm... în această seară, da, seară la ora 18 la o nu călătorie... Nu știți sigur dacă ai spectacol sau nu? Așa și eu. Noi avem spectacole de obicei dimineața de la 10 și da, mă gândeam astăzi ce e. Da, da. Deci noi astăzi plecăm într-o călătorie în jurul lumii cu un spațiu explorator pe orbita, pe orbita poveștilor. Și asta cu ajutorul imaginației. Extraordinar, îmi place. Absolut. Îmi place. Cât ține? 45 de minute fix. Asta e întrebarea unui oricărui spectator care n-a exact, mai fost de mult la teatru, exact, știi? Exact. Fain, și cât ține? Dacă două ore faci pauză, e? Da. Călătoria noastră începe la ora 18 fix, se termină la 18.45 fix. Așa o cheamă pe piesă? Călătorie? Pe piesă o cheamă, da, o călătorie în jurul lumii. O cheamă călătorie piesa în jurul lumii, da. Pe orbita poveștilor. Cine regizează? Așa, că asta trebuie să spun. Da. Mersi, deci, noroc că mă ocup și eu cu același lucru. Vă rugăm, așa. Doamne, nu vă supărați. Deci, meriți un pic mai încolo, că aici ai te televiziune. Mulțumim. Bunele maniere. Corect. Asta. Dar nu-i bai că mai venim. Păi, femeile de serviciu nu asta fac? Eu tot timpul asta pătesc. Nu te dai, te rog, puțin. Femeie de serviciu, tu ești. Femeie de serviciu, tu ești la serviciu. Hai. Da, cine regizează? Da, așa, spectacolul este regizat de Emilia Svetlana Nechita. Așa. O tână
tânără regizoare din București. Nu știi? A, din București. Din București, da, da. Ea are un teatru privat, Teatru Libelula. Libelula. Libelula, da, e un teatru de păpuș. Dar e ciudat că primul zice Teatru Libelula. Primul teatru privat din țară. Da? Primul teatru de păpuș privat din țară. Primul teatru privat de păpuș, da, mă, asta da. E foarte tare, nu? Încă asta n-am auzit. Teatre am auzit. De teatre tate ai auzit și să știi că teatru de păpuș e singurul teatru în care se poate scoate și bani. Da. Deci îți spun eu, investești cât investești, faci niște păpuși, niște decoruri și te duci, frate, prin grădiniță și te duci peste tot și scoți banii și rămâi și cu banii. Ai dreptate. Lucian, ai dreptate. Deci data viitoare am să vin și am să vă spun despre trupa mea privată. Fiecare o să veniți cu chestia asta. Da. Am înțeles că unul din voi să știe foarte mult cu cărțile, să arătăm un moment fain. O să vă arăt un truc. Deci David Copperfield, Copperfield aici cu noi. Eu sunt în timpul liber magician. Așa. Ca să mai câștig și eu un bănuț. Așa. Totodată o să te chemăm și separat să faci asta mai mult. Sigur. Bun, deci o să arăt cărțile spre cameră, da? Cucu, spui stop când vrei tu. Da. Okay? Da. Stop. Ok, uite-te la carte. La asta? Da, arată-o la cameră. Carte la care ai spus stop. Vezi că te concentrezi pe aia și ți-a banii din buzunar. Nu te uita în monitor. Păi zecele de trefla. Știam, am văzut. Scuze. Bun, punem cartea înapoi, da? Da. Fac o dată așa și cartea urcă deasupra. Bun, îmi mai facem o dată chestia asta. Deci, nu am fost atent la altceva, că știu că trebuie să fii atent la chestia asta. Ok, deci. Da. Zecele de trefle aici, o mai fac o dată, foarte, foarte încet, da? Îl las un pic ieșit așa afară, ieșit, da? Mama, da, e aici. Așa e ieșit. E aici, ok? Bun, mă uit la prima carte, nu e zecele. Nu-i. Ok, bag zecele înăuntru, fac așa și zecele e deasupra. Bă, tu-ți bagi joc de mine. Încă o dată. Deci nu se poate. Ultima dată, acum o facem foarte, foarte încet, dar rup pachetul. Zecele e aici, da? Așa, da. Așa e acolo. Are mai mult 10 de trefle. Bă, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate, jur că mă uit de numai post. E un de cărți numai cu 10 de trefle? Exact. Da, exact, asta e șecherea. Nu, serios, dacă ia tot pachetul 10 de trefle. Dar chestia e că dacă... Tarzi, tare. Eu pun prima carte aici, înapoi, pachetul devine absolut normal. Aaa, mișto, mișto. Deci numai pe cealaltă parte. Nu, spatele-i... Nu, mai arată-mi o dată. Ce? Unde-i zecele de trefle? Pachet normal. Și acum? Zecele-i deasupra. Frate, mi-e un somn deja. Foarte fain, foarte fain. Cu asta îți câștigi banii, cum ar veni? Cu asta câștig printre ceva, altele. Printre altele, da, mai câștig ceva. Facem o dată în emisiune un moment din ăsta mai lung, mai șmecher. Facem, da? Sigur. Cărți negre pentru magie neagră. Exact. Foarte tare. Special. Pe lor, cum știam din școală cu chestiunile astea, așa încât ar fi bine să fie și în emisiune, că sunt foarte faine. Știi că avem tot felul de invitați, să mai vedem și un pic de jonglerii. Păi da, nu? Exact. Să trecem de la suprarealist la furt. Da. Bun, vă mulțumim. Asta seară la ce oră? Asta seară la ora 8. Luci, nu-i normal. Asta seară la 9. Mă uit după becul. Asta seară la ora 18 fix. Pornim într-o călătorie în jurul lumii. Nu, că asta e. Deci asta iese dintr-a doua. Nu, dar emoție de cameră. Asta seară la ora... Ca la Dragoș pe stradă. Cu live. Da, exact, da. Da, uite asta că seară sunt la ora... niște oameni în spate la camere. Ăștia nu merg singure. 18 fix. Pornim într-o călătorie în jurul lumii, pe orbita poveștilor, cu ajutorul imaginației. Bravo! Bravo! Ai. Foarte frumos! Și nu este o piesă pentru repartă! Mulțumim foarte mult! Vă așteptăm! Mulțumim. Astăzi vorbim despre bune maniere și cu asta începeam, cu asta am început emisiunea. Hai să le spunem telespectatorilor câteva chestii de bun gust, de bune maniere în ceea ce privește servirea și băutul vinului. Practic, întrebai și tu pe stradă cine intră primul în un restaurant bărbatul sau femeia. Al cui? Nu m-am pic. Știi, eu mai am o meserie aici. Sunetist? Da. Când nu merge microfonul, zice, asigurați-vă. Bun,
Deci, cine intră în restaurant prima dată, intră bărbatul. Bărbat. Întotdeauna într-un local în care se servesc băuturi alcoolice. Dar într-o cinerie, automat, trebuie să fim galanți, să deschidem ușa doamnei, domnișoare și să o lăsăm pe ea să intre. Și eu mai știam nuanța aia că dacă localul respectiv are sau nu anticameră. Că dacă are anticameră, poate intra femeia prima dată. Ideea cu bărbatul să intre primul este pentru a oferi pe doamnă de privirile indiscrete, cam așa ceva, de a-i asigura protecție, nu? Despre asta vorba. Corect. Ok, spuneai că sunt somelier, probabil puțină lume știe ce e asta. Ce înseamnă? Sau unde e locul somelierului? Noi suntem niște povestitori ai vinului, practic noi povestim vinul, încercăm să-l asociem cu mâncarea și cu băutura, dar nu întotdeauna vinul se asociază cu mâncarea, ci și mâncarea cu vinul. Locul nostru este în restaurante, este lângă vin și în special lângă mâncare. Și să fie amândouă una lângă alta. Ordinea cea mai întâlnită care? Ai mâncarea și asortezi, să zicem, vinul sau se poate și invers? Sunt oameni care vin fixați, vreau să beau vinul la X, recomandăm ceva. Am înțeles. Mai puțin, dar în general lumea își alege mâncarea și pe urmă toată lumea spune ok, stai să văd ce vin o să beau. Da, păi asta e ca sistemul ăla, băutura temelie, mâncarea fudulie, sau invers. Acolo ar fi nuanța. Și că sau invers. Sau cam păi așa da. Ceva. Nu, sau invers pentru că unii aleg mâncarea prima dată, dar cei care aleg vinul prima dată, la ei, așa cum spuneam, după vorba asta. Bine, acum legat de vin, Clujul a devenit un centru destul de important. Acum există un târg, primul târg de vinuri din Cluj. Da, vedem și imaginea, a fost o promovare a acestui târg într-unul din modurile din Cluj. Ce se poate face aici? Ce poate face omul de rând? Să guste undeva la 300 de etichete. Sunt 30 de producători, cel puțin fiecare vor veni cu minim 10 vinuri albe, roșii, practic ce au scos acum pe piață. Sunt târguri care se realizează, sunt cursuri pentru omul de rând, cursuri de degustare. Da, învățăm să ținem paharul în mână, învățăm să bem un pahar de vin, când să-l bem, cum să-l asociem și cu ce să-l asociem. Toate astea, în parteneriat cu colegii mei, suntem organizația Sumilor din România 2011, care promovăm odată această meserie și, în al doilea rând, vinul. Și, în general, vinul românesc. La degustare, ai zis că se degustă și 300 de sortimente. Nu se îngurgitează, nu se bea, nu? Că se da, spui, ca să știe lumea. Că nu poți să... Sinonime folosești. Poți 300 de vinuri, nu? N-ai cum. Și nu o moleculă, dacă ai bea, tot ai ajunge să... Ideea e ca să vezi a 10-a probă, a 20-a probă, practic, da, vinul trebuie scuipat. Există mici recipiente pe fiecare masă de degustare în care se devarsă vinul. Se clătește gura între timp? Pentru a se amesteca aromele. Se clătește sau dacă nu luăm un miez de pâine, o brânză, un fruct, un miez de nucă. Deci ceva cu gust neutru în principiu, exact, nu? Neutru în raport cu vinul. Da. Da, am întrebare. Ce alcooliști beau vin și mănâncă pâine în același timp? Cine? Da. Nu știu. Cine? Mai nu ziceți că nu știți. Tu ai avut prieteni așa ce... Beau vin și mănâncă pâine? Băi, pe asta chiar n-am auzit-o. Sunt oameni care beau vin și mâncau pâine în același timp. De ce? Bine, practic pâinea absorbe acidul gastric de care apare în stomac din cauza vinului și care pentru mulți e un lucru rău. Probabil din cauza asta ca să reziste mai mult. Bine, aha, am aflat și eu. Dar n-are legătură cu împărtășania. Aia nu e de volum, doar așa nu puțin. Nu zici alcoolici, că și eu fac așa, ce-s alcoolici, ai nebunit? Da, colega de alcoolici și somelier, acum un amic îmi spunea diferența între un alcoolic și somelier. Alcoolistul e fără diplomă, somelierul e cu diplomă. Cam asta e. Nu, eu la alcoolici mai știam altceva cu pâinea, că prin coajă de pâine se filtra spiritul medicinal. Aia e altceva. Nu vrem să transmitem cum că obiceiurile astea ar fi bune. Nu. Eu știam. Nu-s bune. Dacă ești alcoolist și continui să bei, devii un bețiv. Da. Da, să revenim la chestiile rafinate, la chestiile finuțe, la vin. Mersi. Lasă jibonii aici și reveniți la finețuri. Bine, pentru vin, pentru șampanie, pentru vinurile spumante, că multă lume nu face diferența între șampanie și vinurile spumante. Da? Se numește șampanie, acele băuturi perlante care se produc doar în zona șampanie, la fel și coniacul. Noi producem așa zisul coniac românesc, dar nu e de origine controlată. Ce, la vinar să-l putem numi, nu? Sau brandy național, în Moldova se numește divin. Divin, e făcut divin, așa, din, normal. Din vin. Da, cu...
Practic există temperaturi de servire pentru fiecare băutură. Pentru albe mergem undeva până 9 grade, de rozeuri care sunt vinurile doamnelor în general și vinurile verii. La vin roz. Da, mergem puțin mai răcite. Vinurile roșii, temperatura camerei care înnebunesc toată lumea o vede ca 24-22 de grade. Ok, nu e temperatura care avem acum în casă. E temperatura care exista în vechile șatouri, în vechile casteluri, practic era undeva la 16-17 grade. Corect. Asta e temperatura camerei, temperatura de servire a vinului roșu. Care e cel mai scump vin pe care îl știi tu? Bani. Pentru că tu la bani te raportezi. Da. Un vin Franța, în general Franța și vinurile foarte, foarte vechi, undeva de, care să aibă o vechime de 70-80 de ani. Deja sunt ediții limitate. 1000 de euro. Poate ajunge, dar practic șampaniile sunt cele mai scumpe. Bine, și sticlele sunt încrestate cu diamante, cu rubine. Ajung chiar la sute de mii de euro. Vlad, ce se va întâmpla la evenimentul pe care îl promovați voi, pe care îl organizați? Propriu zis. Practic, se va degusta? Degustări vor fi la fiecare producător în parte, fiind 30 plus, că noi ca somelieri vom face parte din echipa de trainer, ca să zic așa, din oamenii care vă vom învăța pe voi la o sumă modică, o sumă de 20 de lei. Învățăm 60 de minute cum să bem, cum să asociem vinul, băutura. Și nu doar vinul, chiar și băuturile distilate, chiar și trabucurile, să vedem în care moment al mesei e binevenit. Cafeaua, că multă lume nu știe, dar este o băutură digestivă. După masă, deci. După masă. Deci, practic, se învață foarte multe despre vinuri și putem degusta chiar 300 de etichete. Abia așteptăm să ne înveți mai multe. Acum, din păcate, nu prea mai avem timp. Trebuie să rămâi scurtă pauză de publicitate. Mulțumim că ai venit! Eu mulțumesc și vă aștept. Ne întoarcem imediat.